fac cu ei, Irina? Păi luminițe de Crăciun, păi, la malul mării, iarna. Așa, păi nu, deja acolo se pun cu 1 milion de euro. Nu mai găsești și eu un alt Interesant oraș? Interesant este că anul trecut n-am fost bani, pentru că era pandemie. Cumva anul acesta deja ne-am revenit, sau ce se înțelege? Da. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la Prima Oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Un jandar din Alba s-a sinucis folosind arma din dotare. Bărbatul era în timpul serviciului, iar colegii lui spun că nu ar părea că ar avea vreo problemă. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Un bărbat de 33 de ani care trebuia să fie în carantină în județul Olt a fost găsit de jandarm la o pensiune din Arad. A fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Deținutul periculos care a evadat joi din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri pe un câmp. Cei 4 agenți care ar fi trebuit să-l păzească sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Și concurență mare la examenul de rezidențiat. Peste 12.500 de tineri s-au luptat pentru cele 6.300 de locuri disponibile. Ministrul interimar al sănătății, Cheche Atila, a declarat că este posibil ca numărul posturilor să fie suplimentat. Nou protest spontan în această dimineață la Galați. Toți angajații societății locale de transport au refuzat din nou să iasă pe traseu. Singurele autobuze care au plecat din bază au fost cele care transportau oameni la combinatul siderurgic din oraș și cele care asigură transportul elevilor la școală. Șoferii și valmanii sunt nemulțumiți pentru că nu și-au primit sporurile promise de conducere. La sfârșitul săptămânii trecute, mai mulți șoferi de autobuze au reproșat directorului că nu s-a ținut de promisiune și nu a plătit restanțele financiare. În urmă cu 2 săptămâni, angajații societății de transport local au întrerupt lucrul, invocând salariile mici, neplata orelor suplimentare și condițiile improprii de muncă. Tragedie în județul Bacău. 2 copii, unul de 1 lună și altul de 3 ani, împreună cu tatăl lor, au murit într-un accident cumplit. Bărbatul nu a acordat prioritate la ieșirea de pe un drum lătularnic și a fost lovit în plin. În mașină se afla și mama micuților, care a scăpat cu viață, dar se află în stare gravă. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc pe drumul național 2E85, în satul Hârlești, din comuna Băcăoană Filipești. De vină ar fi, spun polițiștii, șoferul care a murit. Un tânăr de 23 de ani din județul Neamț, la ieșirea de pe un drum lateral, nu ar fi acordat prioritate unui ansamblu format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat de 45 de ani din județul Suceava. În urma impactului violent, autoturismul a fost trăit de camion peste 300 de metri, în afara părții carosabile, pe un câmp. A fost nevoie de echipajele de descarcerare pentru a scoate victimele din mașina distrusă complet. S-au înregistrat 3 victime decedate, un adult, șoferul autoturismului în vârstă de 23 de ani și 2 minori cu vârstele de 1 lună și respectiv 3 ani. Dacă tatăl și cei 2 copii au murit pe loc, mama micuților a scăpat cu viață, dar starea ei este critică. O femeie în vârstă de 23 de ani a fost preluată de către echipajele medicale și transportată la unitatea primirii urgenței cu multiple traumatisme și în stare de inconștiență. Șoferul camionului a fost testat de oamenii legii pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Incendiu de proporție aseară în orașul Eforie Nord din județul Constanța. Mai multe locuințe sociale au fost mistuite de flăcări, iar oamenii riscă să rămână pe drumuri acum în prag de iarnă. Colegul nostru Viorel Matei este acum în legătură directă cu noi. Bună dimineața, Viorel. Bună dimineața, Viorel. Știm care este cauza incendiului? Bună dimineața, domnilor și domnilor, bună dimineața tuturor. Cel mai probabil focul a plecat ori de la o instalație de gătit lăsată nesupravegheată, o rezistență electrică sau un aragaz cu butelie, sau o candelă, ori o lumânare lăsată pe o noptieră. Cert este că focul în prima cameră s-a întins până la tavan și în momentul când a ajuns acolo, la câteva minute, acoperișul s-a aprins și el. Și a fost favorizat de faptul că acoperișul e făcut din stufă. Și tablă, e adevărat. În 5 minute ardea generalizat pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Limbile de foc erau atât de mari încât se vedeau din afara localității Eforie. Primul echipaj care a ajuns la fața locului au fost pompierii locali, care s-au văzut repede depășiți de situație și au cerut ajutor la Constanța. ISU Dobrogea le-a trimis în sprijin 3 mașini cu apă și cu spumă și Spitalul Județean a trimis 2 ambulanțe cu echipaj medical. Erau 3 locatari în locuință în acel moment, au ieșit din foc, unul dintre ei a avut un atac de panică, l-au ajutat medicii de pe ambulanță, l-au pus pe picioare, n-a fost nevoie să-l ducă la spital, a rămas la fața locului. 4 ore, 4 mașini de pompieri au aruncat apă și spumă continuu pe acoperiș, dar n-au reușit să-l stingă.
s-a făcut scrum. După 4 ore, eforturile lor au fost zadarnice. Acum, pompierii și polițiștii fac anchetă să vadă clar de unde a plecat incendiu și cine este vinovat. Iar vieții oameni sunt nevoiți să-și caute în prag de iarnă o nouă locuință. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumim, Viorel. Un jandarm din Alba s-a sinucis cu arma din dotare în timp ce era la serviciu. Bărbatul lucra la aceeași unitate militară de mai bine de 2 decenii și peste 2 ani ar fi urmat să iasă la pensie. Colegii spun că ofițerul nu părea să fie avut probleme, iar acasă l-așteptau 2 copii. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un subofițer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, aflat în serviciu de pază la sediul unității, s-a împușcat în piept folosind armamentul din dotare. Imediat a fost anunțat serviciul de ambulanță și colegii din serviciu au executat manevre de resuscitare, dar din nefericire acestea nu au avut succes. Precizăm că subofițerul avea 49 de ani, era cadru al instituției noastre din anul 1994 și pe parcursul carierei a fost recompensat de mai multe ori pentru îndeplinirea foarte bună a îndatoririlor de serviciu. La ultima testare psihologică efectuată în anul 2020, a fost declarat apt, iar de atunci nu a avut comportamente sau atitudini care să necesite intervenția de specialitate a psihologului unității. Luminițe de milioane, de 1 milion de euro mai exact. Ce primărie a plătit această sumă pentru ca orașul să intre în atmosfera Crăciunului, aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Benone Sinulescu a fost condus ieri pe ultimul drum de familie, prieteni și de către cei care l-au admirat. Artistul a fost înmormântat cu onoruri militare în cimitirul din Arad. Ceremonia a fost una restrânsă și discretă, exact așa cum a trăit și el. Lasă! Cu onoruri militare și în aplauzele celor care l-au iubit și apreciat. Așa a fost înmormântat la Arad cunoscutul cântăreț de muzică populară Benone Sinulescu. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de 8 preoți și diaconi, în frunte cu arhiepiscopul Aradului. La căpătâi, pe ultimul drum, i-au fost colegii de scenă și oamenii cei mai dragi. Mi-e greu să vorbesc, îmi voi aminti, pentru că aveam planuri să ne vedem, să ne întâlnim, dar realizez că ăsta e adevărul, o să mi-l amintesc, un om plin de viață, un împătimit de dragostea pentru tradiții, pentru cântecele tradiționale, pentru doine. Sunt prea sărace cuvintele în aceste momente ca să putem descrie un atât de mare colos al muzicii populare, al muzicii românești. Cei care i-au iubit muzica au venit din toate colțurile țării pentru a-și lua rămas bun de la marele artist. Din 71 ne știm, cu soțul ne-am căsătorit și de atunci tot cu cântecele lui am trecut prin viața asta. Ne-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. De la Șiria sunt, am venit cu soțul special pentru mormântarea dânsului. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A fost un artist excepțional. Să-l ierte Dumnezeu pe marele Benone, a fost pentru mine cel mai mare cântăreț al României. Împreună cu Irina Login și cu alți cântăreți a făcut ca lumea, viața noastră să fie fericită. Prin cântecele lui ne-am făcut fericiți în viață. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților i-a oferit post-mortem distinția Crucea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar primarii din Arad, Buzău și Siriu, comuna natală a maestrului, au venit să-și a rămas bun. L-am cunoscut și eu pe Benone Sinulescu, prin cei care l-au iubit. Permiteți-mi ca numele comunității arădene să-i mulțumim pentru tot ce a făcut pentru această țară și pentru această comunitate. Dumnezeu să-l odihnească. Benone Sinulescu a murit la 84 de ani din cauza unei pneumonii puternice. Artistul suferea și de afecțiuni cardiace. Anii trec seducător, omul viață-i călător.
casei călător, măi. Un bărbat de 33 de ani din județul Olt, care trebuia să fie în carantină, a fost găsit de jandarmi la o pensiune din Arad. Tânărul a fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Supărată că nu și-a primit banii, femeia a sunat la 112 și l-a denunțat. Jandarmii s-au deplasat la adresa indicată, au identificat cele două persoane, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că pe numele bărbatului este emisă o alertă de tip coronavirus asociat și avea obligația legală să stea în carantină la domiciliu 14 zile. Cu privire la urgența reclamată, s-a constatat că divergențele dintre cei doi au pornit de la o neînțelegere privind cuantumul sumei cerute de către femeie pentru anumite servicii oferite. Având în vedere cele constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei. Blocați la înălțime, 11 copii și un adult au rămas ieri după amiază în roller coasterul din parcul Tei din capitală. Din fericire, toți pasagerii au coborât în siguranță, dar au avut parte de o sperietură zdravănă. Din primele informații, se pare că incidentul ar fi fost cauzat de blocarea unei role de frânare. Potrivit specificațiilor tehnice, roller coaster are o viteză maximă de 40 de km pe oră și ajunge până la o înălțime de 21 de metri. Evadat prins după 3 zile, deținutul care joia trecută a fugit din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri după amiază pe un câmp de la marginea comunei Bucovăț. Oamenii legii încearcă acum să afle ce a făcut fugarul în zilele de libertate. Colegul nostru Ovidiu Vărădeanu ne spune cum a decurs operațiunea de căutare și de prindere a evadatului în vârstă de 23 de ani. Am găsit una dintre localitățile unde a fost imobilizat un important dispozitiv de scotocire. Este comuna Bucovăț, situată la marginea Craiovei. Oamenii legii aflaseră că tânărul încercase să fure o mașină unui localnic, dar nu a reușit. De altfel, el fusese văzut și pe camerele de supraveghere din localitate. Polițiștii și jandarmii au împânzit comuna, dar și câmpurile din apropierea satului și au început căutările. Practic, întreaga zonă fusese izolată. La un moment dat, un echipaj de jandarmi, din care făcea parte chiar adjunctul brigăzii mobile a jandarmeriei Dolj, l-a observat pe individ pe câmp și a dat imediat alarma. Până la sosirea însă a celorlalte forțe de intervenție, jandarmul a reușit să-l prindă și să-l imobilizeze. Apoi l-a predat polițiștilor. Tânărul a fost dus în arestul sediului IPJ Dolj. El a fost audiat de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale, atât în dosarul de evadare, cât și în cel în care este suspectat de uciderea în primăvara acestui an a unei femei în vârstă de 82 de ani. Potrivit anchetatorilor, bătrâna a fost omorâtă, iar ucigașul i-a luat puținii bani pe care îi avea în casă. Vă reamintesc, tânărul a evadat joi seara din centrul de reținere și arest preventiv al poliției județene Dolj, forțând o ușă care dădea în stradă. 4 polițiști sunt acum cercetați într-o anchetă internă, dar au fost sesizați și procurorii care fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Atât deocamdată de aici. La revedere! Proteste în 4 orașe din România împotriva certificatului verde și a vaccinării anticovid. Acțiunile de protest au fost anunțate pe rețelele sociale și s-au desfășurat sub supravegherea jandarmilor. Din fericire, nu au fost înregistrate incidente. Peste 200 de constanțeni mobilizați pe rețelele sociale au ieșit ieri după amiază în stradă și au protestat față de vaccinul anticovid și de certificatul verde. După o oră de marș, coloana de protestatari s-a dispersat în liniște și fără incidente. Și la Sibiu, peste 100 de persoane au manifestat în centrul orașului și au cerut ridicarea măsurilor anticovid. Mulți dintre protestatari nu au purtat măști de protecție. Protestul a fost autorizat de primăria municipiului Sibiu. Și 200 de ploieșteni au ieșit în stradă. La fel ca la Constanța și Sibiu, ei au scandat lozinci împotriva restricțiilor impuse de autorități. Unul dintre participanți le-a transmis protestatarilor că boala COVID este o gripă mai aspră și că cei care au decedat din această cauză au murit în primul rând de frică și în al doilea rând de singurătate. Libertate! Libertate!
la Craiova, aproape 100 de oameni s-au adunat în piața prefecturii în urma apelurilor de pe rețelele sociale, deși protestul nu fusese autorizat. Doi bărbați au fost reținuți în urma incidentului șocant din localitatea ilfoveană Sintești. La sfârșitul săptămânii trecute, mai mulți comisari ai gărzii de mediu au fost atacați cu furci de mai mulți localnici. S-a întâmplat chiar în timpul unor descinderi în zonele în care au fost raportate arderi ilegale de deșeuri. Pentru a calma spiritele, a fost nevoie de intervenția luptătorilor de la trupele speciale. Garda de mediu a anunțat că astfel de controle vor continua și în perioada următoare. O bătaie cu pumni și topoare între două clanuri din localitatea brașoveană Săcele s-a terminat la spital. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost internat în comă și alți doi sunt grav răniți. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tot scandalul ar fi început din cauza a două fete care erau îndrăgostite de același bărbat. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenția mascaților, jandarmilor și polițiștilor. Polițist rutier surprins în trafic în timp ce șicana un șofer care circula regulamentar. Pe imaginile video surprinse de o cameră de bord se vede cum după un sens giratoriu auto specială de poliție oprește chiar în fața mașinii din spatele său. Motivul? Șoferul nu ar fi păstrat distanța regulamentară. Dar mai bine să vedem imaginile. Ce faceți, domnul? Împingeți la spate? Ce faceți? Cum am împins de la spate? Sunteți în localitate aici, dacă nu știți. Da, știu că sunt în localitate. Păi și care-i distanța dumneavoastră? Păi am păstrat distanța regulamentară. Care-i distanța? Iată-te jos, domnul. Care-i distanța dumneavoastră? Păi acum am oprit că eram în sens și trecea altcineva. Păi unde ai opris, domne? Dar de ce ți-i pasă la mine? Păstrează distanța, că ți-au permisul. Că nu ești pe câmp aici. Într-adevăr, nu era pe câmp, era într-un sens girator. Cu certificatul verde la purtător, peste 12.500 de studenți s-au prezentat ieri la examenul de rezidențiat din acest an. Au fost disponibile doar 6.300 de locuri la medicină, stomatologie și farmacie. Ministrul interimar al sănătății, Cecheu Atila, a declarat că după publicarea rezultatelor este posibil ca numărul locurilor să fie suplimentat. Văd că ai și încercuit. M-am chinuit. Greu, cum putea să fie, dar ne-am descurcat, zic eu. Da. Ciudat a fost că n-am mai avut emoții azi. Suntem cam 5 pe loc. Suntem cam cei mai aglomerați din toate domeniile. Există o concurență foarte mare la farmacie. Sunt 4 pe loc, la medicină dentară, la stomatologie, 2 pe loc, iar la medicină, 5 pe loc. Locurile sunt limitate deocamdată, dar există posibilitatea doar la medicină de suplimentare și se va suplimenta la acele specialități care sunt deficitare. Concursul s-a desfășurat după aceeași metodologie de anul trecut. A durat 4 ore, iar candidații au avut de răspuns la 200 de întrebări tip grilă. A fost un pic greu față de cum așteptam. Sper să-l iau. M-am pregătit în principiu cam o lună jumate așa, dar nu a fost suficient. Am încercat pentru că merită. Nu e singurul candidat care nu renunță în caz de nereușită. În ciuda contextului pandemic, au un singur gând, să devină cei mai buni medici. Secretul este, de fapt, trebuie să muncești de la început din facultate, să pun bazele acolo și dorința de a fi mai bun și de a te dezvolta și din profesia ta de a avea rezultate și de a fi cel mai bun. Pentru a putea participa la examen, candidații au fost obligați să prezinte certificatul verde. Tot mai multe cadre medicale care au învățat tainele meseriei în România pleacă să lucreze în țări în care găsesc spitale moderne și salarii mai mari. În ultimii 25 de ani, sistemul medical românesc a pierdut aproape 17.000 de medici și peste 25.000 de asistenți medicali. Doar în ultimul an, în plină criză sanitară, mai bine de 500 de doctori au ales să profeseze în străinătate. Este și cazul familiei Neagu din Galați. Din 7 frați, 6 sunt cadre medicale, 3 lucrează deja în străinătate, iar ceilalți 3 sunt încă în România. Aici suntem 6 dintre cei 7. Suntem la Universitatea din Galați. Am făcut. El e cel care a plecat în Anglia. El e chirurg cardiovascular la Târgu Mureș, medic dentist. Sora care e cu mine aici în Spania. Eu și el are
examenul de rezidențiat. Iulia este asistentă medicală. E prima din familie care a decis să plece din România și a fost urmată la scurt timp de Sanda, care este fizioterapeut. Amândouă au ales Spania. Le-a fost greu să se obișnuiască departe de casă. Însă diferența dintre ce li se oferea în România și ce știau că vor găsi în afara granițelor a fost un argument mai mult decât suficient. Pentru că sistemul sanitar românesc este precar. Am avut ocazia cu 3 ani sau neocazia să stau cu copilul în spital pentru că și-a fracturat totul și este deplorabil. Este deplorabil sistemul, condițiile. Nu știu exact actul ce înseamnă actul medical în România pentru că nu am lucrat nici măcar o zi. Am terminat studiile în 2005 la Galați și dintr-o generație de 40 de studenți toți ne puneam aceeași întrebare. Unde o să muncim? Pentru că erau foarte puține locuri, atât în privat cât și în spitale. Și majoritatea ne gândeam la emigrare. Salariile mici și condițiile de lucru sunt motivele care l-au determinat pe încă unul dintre frați să plece în Anglia. Iar pentru cei doi chirurgi care sunt în România, termenul folosit este încă, pentru că trebuie să-și termine rezidențiatul. Contribuția cadrelor medicale formate în România în funcționarea sistemului sanitar spaniol este recunoscută și apreciată de medicii spanioli. Dentro de nuestra sociedad y nuestro colectivo médico tenemos infinidad de médicos o enfermeros, enfermeras que son de nacionalidad rumana. Yo mismo tengo una enfermera rumana que está en epidemiología, es una persona muy válida y muy competente. Nevoia Spaniei este cu atât mai mare cu cât același fenomen este o problemă majoră și aici. Multe cadre medicale aleg calea emigrării pentru un salariu mai bun. Nu numai Spania este în căutare de cadre medicale formate în alte țări, cum ar fi din România, ci și alte țări caută aici, în Spania. Țările nordice, în special, sunt spitale și clinici care vin aici la Facultatea de Asistență Medicală din Castellón și recrutează studenți încă din primii ani ai facultății. Sí, es una opción. De hecho, me gustaría, aunque no sea para siempre, a tiempo corto. Sí que sé que, por ejemplo, en el norte pagan mucho a gente que estudia medicina y cosas así, pero no sería la principal razón. Surorile Neagu au decis să aplice ce au învățat în România în Spania, iar gândul de a se întoarce vreodată în țară este departe. La fel ca ele sunt și celelalte 10.000 de cadre medicale formate în România, care și-au refăcut viața în străinătate. Sunt numai puțin de 25.442 de asistenți medicali și 16.000 de medici de diferite specializări care au plecat din țară în ultimii 25 de ani. Datele sunt calculate de Comisia Europeană și sunt obținute după cererile depuse de profesioniști pentru recunoașterea calificărilor în altă țară. Conform aceleiași surse, în 2020, 260 de medici și 230 de asistenți medicali au plecat în Italia, Spania sau Marea Britanie. Vedem acum ce ne rezervă vremea săptămâna aceasta. Foarte frumos weekendul. Weekendul, da, vedem săptămâna. E luni, Daniel. Bună dimineața, Maria. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Astăzi vreme frumoasă, să știți. Cam în toată țara va fi frumos și în București. Vreme de weekend. Da, apare și soarele așa din când în când, ne vom bucura de el. Mâine, puțin mai norat în București și e posibil chiar să vină și 2-3 strop de ploaie, miercuri. Iarăși o zi frumoasă. Însă de mâine, ce aș putea să vă spun legat de București, este că temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru acest moment al anului. Da, mai scad puțin, dar vor fi temperaturi normale, dar nu va fi o scădere drastică, putem spune. Iar la această oră încă mai avem ceață în multe locuri din țară, dar vă dau detalii chiar acum. Te rugă, Marina. Ne bucurăm și astăzi de vreme plăcută, iar de mâine temperaturile se apropie de cele normale. Vă dau imediat mai multe detalii despre țara noastră. Acum să vedem ce se întâmplă pe continent. Predomina aspectul închis al vremii în jumătatea sudică a continentului. Va ploua pe arii extinse în peninsulele iberică și italică. Iar în restul continentului vremea va fi schimbătoare. În Suedia, Norvegia, în țările baltice și în nord-vestul Rusiei așteptăm lapoviță și chiar ninsoare. O să fie ușor mai rece decât ieri, mai ales în partea nord-vestică a Europei. Iată, 16 grade vor fi la Lisabona, 10 la Londra și la Viena 8 grade. La noi,
În cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud și în sud-est, vremea va fi caldă pentru finalul lunii noiembrie. Așteptăm cer variabil în sud-estul teritoriului și în zonele montane, dar și în cele submontane, iar în rest, în prima parte a zilei, local, va mai fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, iată la Drobeta, 14 grade astăzi. În București urmează încă o zi frumoasă, cu vreme caldă. Doar acum dimineață va mai fi ceață. Maxima urcă până la 14 grade. De mâine mai scad temperaturile, dar se apropie de cele normale pentru această perioadă. Termometrele vor arăta la miază 8 grade, iar cerul va fi mai mult noros și va ploua slab. Și miercuri valorile termice vor fi în limitele normale pentru această dată, cu o maximă de 8-9 grade. Vom avea și soare din când în când, iar spre seară ar putea să apară ceața. Cam atât deocamdată, ne revedem ora viitoare cu multe alte detalii. Vă las acum cu Irina și cu Daniel. Mulțumim, Marina! Mulțumim frumos, Marina! E vremea să câștigi din nou premii pe cuvânt, cel mai de succes concurs de vină la Prima TV. Zilnic poți câștiga un premiu în valoare de 100 de euro, iar premiul cel mare te duce de Crăciun direct la relaxare. Îți oferim o vacanță la munte, la cheile Grădiștei, să te bucuri de aer curat în perioada Crăciunului, tu și familia ta. Ce trebuie să faci este să găsești în emisiunile Prima TV cuvintele indicii. Înscrie în aceeași zi în secțiunea special dedicată concursului de pe primatv.ro două cuvinte indicii și spune-ne pe ce canal urmărești acasă Prima TV HD. Apoi uite-te în fiecare dimineață, de luni până vineri, la Focus la Prima oră și află dacă ai câștigat. Câștigătorul zilei va fi anunțat în cadrul matinalului nostru. Mai multe indicii, mai multe șanse de câștig. Dacă vreți un hairstylist profesionist să vă aranjeze părul, trebuie doar să deschideți o aplicație. Cum să ai parte de look-ul mult visat, aflăm imediat după publicitate la Trend IT. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți și Cronica Express a zilei. Apple se vor axa pe inteligența artificială și învățarea mecanică. Apple va înființa un campus în Carolina de Nord, unde va găzdui până la 3.000 de angajați. Majoritatea locurilor de muncă axându-se pe învățarea automată, inteligența artificială, ingineria software și alte domenii tehnologice. Spotify a lansat subscripțiile pentru podcasturi. Platforma audio online Spotify a lansat un test de podcasturi cu conținut plătit fără deducerea comisionului în primii 2 ani în comparație cu Apple. Încă în test, formula este rezervată momentan pentru 12 creatori de podcast. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Un jandarm din Alba s-a sinucis cu arma din dotare. Bărbatul era în timpul serviciului, iar colegii spun că nu părea că ar fi avut probleme. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Un bărbat de 33 de ani care trebuia să fie în carantină în județul Olt a fost găsit de jandarm la o presiune din Arad. A fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Deținutul periculos care a evadat joi din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri pe un câmp. Cei patru agenți care ar fi trebuit să-l păzească sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Și concurență mare la examenul de rezidențiat. Peste 12.500 de tineri s-au luptat pentru cele 6.300 de locuri disponibile. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otila, a declarat că este posibil ca numărul posturilor să fie suplimentat. Eficientizarea timpului este unul dintre principalele avantaje care vin odată cu digitalizarea industriei de beauty. Cu ajutorul celei mai complexe și accesate platforme de înfrumusețare din țară, indiferent de locul în care te afli, te poți programa în doar câteva clipe la orice serviciu pe care îl dorești. Îți setezi ziua, ora, îți alegi specialistul și apoi îi trimiți poze cu ideile tale. Când vei ajunge la salon, hairstylistul va ști deja ce are de făcut. Mai multe detalii aflăm chiar acum la Trend IT, alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit! Uitați de programările prin telefon la saloanele de înfrumusețare și spuneți bun venit celei mai noi aplicații românești care oferă utilizatorilor posibilitatea de a se programa rapid și direct cu un singur click. În funcție de locația în care vă aflați, vă puteți seta serviciul dorit, ziua, dar și intervalul de timp. Iar funcțiile nu se opresc aici. Mai multe informații despre aceasta ne oferă Bogdan Clipici, cofondator al acesteia. Bună dimineața! Bună dimineața, Bianca! Mulțumesc pentru invitație! Practic, platforma Styler
pune la dispoziție clienților posibilitatea de a se programa online foarte simplu și rapid, cu doar câteva click-uri, în funcție de agenda fiecăruia. Spre exemplu, dacă dorești să îți faci o programare pentru mâine, în intervalul orar 13-15, platforma o să-ți afișeze toate saloanele din proximitatea ta, care oferă serviciul ales de tine. Spre exemplu, dacă este un tuns, o să vezi care sunt saloanele care oferă acest serviciu, iar tu poți să compari prețurile respective, poți să vezi care sunt cele mai apropiate saloane de tine, în așa fel încât să alegi cea mai bună variantă. Ce este foarte important legat de recenzii, poți să compari și să verifici recenziile saloanelor, deoarece sunt recenzii credibile, verificate, oferite doar de către clienții care folosesc platforma Styler, deci doar de utilizatorii Styler, nu și din exterior. De ce crezi tu că ar trebui clienții să aleagă această aplicație? În primul rând, am spune că este o aplicație sigură, tocmai pentru că avem recenziile și este transparentă. Și în al doilea rând, că ar salva timp, nu? Da, foarte, foarte mult timp, iar timpul este o resursă foarte importantă în ziua de azi. Mai mult decât atât, dacă, spre exemplu, ai o nuntă într-un alt oraș sau un eveniment la care trebuie să participi, poți să cauți saloanele din Brașov sau din Iași sau din Cluj-Napoca, care oferă serviciul pe care tu îl dorești, spre exemplu, make-up sau coafat pentru evenimente. Și foarte important, am lansat și o funcție prin care să te inspiri, practic e inspirație pentru clienți, unde ei o să vadă un calendar al lucrărilor profesioniștilor din orașul respectiv. Dacă suntem în București și dorim un serviciu de vopsit, spre exemplu, pentru mâine, alegem intervalul orar, o să îți afișeze foarte rapid saloanele care oferă acest serviciu. Poți să alegi în funcție de locația unde te afli cele mai apropiate saloane, iar cu un click poți să ajungi pe pagina salonului și să rezervi serviciul. Foarte recent am lansat funcția Inspirație pentru tine, practic un calendar online cu lucrările profesioniștilor, unde poți să găsești poze cu lucrări, spre exemplu, cu lucrările profesioniștilor tuns, vopsit, make-up. Iar dacă dorim să ne programăm din acest calendar, putem foarte simplu, cu un singur click, să ajungem pe pagina profesionistului și să ne programăm în funcție de, repet, agenda noastră. Dar câte saloane și câți stiliști sunt în prezent pe platformă? Momentan, la un an de la lansarea Styler, sunt peste 700 de saloane partenere, în București peste 200, în Cluj-Napoca peste 100, deci există o diversitate foarte mare de servicii și saloane, prin urmare clienții pot să aleagă dintr-o multitudine de saloane care oferă serviciile pe care ei și le doresc. Oferim instrumente gratuite de digitalizare saloanelor partenere, practic le ajutăm să-și transforme urmăritorii din social media și audiența în clienți, iar în spațiile libere din programul lor, prin marketing activ, le furnizăm programări suplimentare. Ne propunem până la finalul anului să ajungem la 1000 de saloane partenere și peste 5000 de profesioniști care folosesc Styler. Iar până la mijlocul anului 2022 ne propunem să creștem exponențial volumul de programări. Dacă în prezent sunt 500 de programări, între 500 și 600 de programări zilnic prin platforma Styler, ne propunem ca până la mijlocul anului viitor să ajungem la 100.000 de programări pe lună, ceea ce înseamnă un volum de peste 1.000.000 de euro ca și tranzacții efectuate prin Styler. Mulțumesc, Bogdan! Mulțumesc frumos pentru invitație, Bianca! Acesta a fost momentul din Trend IT. Eu vă urez o zi cât mai plăcută. Pe curând! Un român aflat de numai 3 zile în Italia a furat un taxi parcat în fața aeroportului din Genova. El voia să ajungă în orașul Milano datorită sistemului GPS montat pe autoturism. Bărbatul a fost ușor de găsit. Fugarul a fost oprit de 2 echipaje de poliție, însă a reușit să intre într-un șantier de pe autostradă și să se facă nevăzut. Abia pe seară, oamenii legii au reușit să oprească mașina furată și să-l aresteze pe român.
Proteste față de restricțiile impuse de autorități și față de obligativitatea certificatului verde au continuat și weekendul acesta în Europa. La Viena, peste 35.000 de oameni au ieșit în stradă în urma confruntărilor dintre protestatari și oamenii legii. 5 polițiști au fost răniți și 10 de persoane arestate. În Olanda, sute de oameni au aruncat cu pietre și obiecte în polițiști și au incendiat mai multe biciclete. Mulțimea s-a strâns în centrul Vienei, în apropierea fostului palat imperial Hofburg. Oamenii au afișat banere în care acuzau fascismul, dictatura și tirania. Ca manifestația să rămână pașnică, după ce protestatarilor li s-au alăturat și militanții neonaziști, poliția a suplimentat forțele de ordine prezente. Austriecii nevaccinați își vor putea părăsi locuința doar pentru a merge la serviciu, pentru a face cumpărături esențiale sau pentru îngrijiri medicale. Doar școlile rămân deschise, dar se vor face teste PCR săptămânal. Guvernul austriac pregătește și o lege prin care populația adultă va fi obligată să se vaccineze începând de la 1 ianuarie 2022. Een goede oplossing. Nou ja, sowieso betere steunpakketten voor de horecaondernemers. Want ik spreek ook regelmatig mensen. De huur loopt gewoon door en de belastingdienst blijft ook gewoon aankloppen. Protestele au continuat și în Olanda, unde pentru a doua zi la rând s-au produs ciocniri între demonstranți și forțele de ordine. După Rotterdam și la Haga au fost manifestări violente. Sute de oameni au aruncat cu pietre și alte obiecte în forțele de ordine. Mai multe persoane au fost reținute. Proteste similare au avut loc și în orașe mai mici din Olanda. Croații au ieșit și ei număr mare pe străzi pentru a se opune restricțiilor impuse de guvern. Manifestații au fost și în Australia, în Melbourne și Sydney, unde mii de oameni au protestat față de vaccinarea obligatorie. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Dar ne revedem în câteva minute la OFX. Rămâneți cu noi! Propunere de amendare a codului rutier, ai citit despre ea? Da, așa, pe fugă, am văzut că se leagă de claxoanele și de flash-urile din trafic, care ar putea fi, iată, sancționate cu amenzi considerabile, 2900 de lei. Poate 2900 de lei? Da. Wow, nu mai facem abuz așa. Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 8. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Un bărbat de 33 de ani care trebuia să fie în carantină în județul Olt a fost găsit de jandarm la o pensiune din Arad, a fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Deținutul periculos care a evadat joi din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri pe un câmp. Cei patru agenți care ar fi trebuit să-l păzească sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înlesmire a evadării. Un jandarm din Alba s-a sinucis folosind arma din dotare. Bărbatul era în timpul serviciului, iar colegii îl spun că nu părea să fie avut probleme. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Și PNL, PSD și UDMR vor merge cu o singură propunere de premier la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni. Liderii celor trei partide spun că până joi România va avea un nou guvern. Nou protest spontan în această dimineață la Galați. Angajații societății locale de transport au refuzat din nou să iasă pe traseu. Singurele autobuze care au plecat din bază au fost cele care transportă oameni la combinatul siderurgic din oraș și cele care asigură transportul elevilor la școală. Șoferii și vadmanii sunt nemulțumiți pentru că nu și-au primit sporurile promise de conducere. La sfârșitul săptămânii trecute, mai mulți șoferi de autobuz i-au reproșat directorului că nu s-a ținut de promisiune și nu a plătit restanțele financiare. În urmă cu două săptămâni, angajații societății de transport local au întrerupt lucrurile, invocând salariile mici, neplata orelor suplimentare și condițiile improprii de muncă. De la ultimul protest s-a semnat un act adițional, un protocol de fapt, și nu a fost respectat decât de domnul director general. Am găsit înțelegere inclusiv la reprezentantul primăriei pentru acei 155 de lei. Din păcate, pe ultima sută de metri, domnul director general s-a răzgândit și a găsit o altă formulă de calcul și în loc de 155 de lei ne-a oferit doar 92 de lei.
Am înțeles că domnul Vals le promisese 150 de lei creșterea salarială curată a inflației în Lisada. Cred că asta este și un motiv care i-a incitat la acest protest spontan. Dacă domnul Vlas le-a promis, eu ca director general și reprezentant legal trebuie să respect prevederile legale. Modul de calcul pe care mi l-a adus la cunoștință Serviciul Resurse Umane Salariale este modul de calcul corect. Nu modul de calcul pe care stabilește Nu am dorit să facem acest lucru, suntem forțați pentru a ne obține drepturile care ne-au fost promise la ultimul protest spontan pe care l-am avut. Și noi astăzi sunteți, să zic așa, aveți familie și foarte greu prețurile care sunt, vedeți că toate s-au scumpit și la urmă ormii este munca noastră care vrem să fie apreciată, să spunem așa, nu? Incendiu de proporție aseară în orașul Eforie Nord din județul Constanța. Mai multe locuințe sociale au fost mistuite de flăcări, iar oamenii riscă să rămână pe drumuri acum în prag de iarnă. Colegul nostru Viorel Matei ne spune care a fost cauza incendiului. Bună dimineața tuturor! Cel mai probabil focul a plecat ori de la o instalație de gătit lăsată nesupravegheată, o rezistență electrică sau un aragaz cu butelie, sau o candelă, o lumânare lăsată pe o noptieră. Cert este că focul în prima cameră s-a întins până la tavan și în momentul când a ajuns acolo, la câteva minute, acoperișul s-a aprins și el. Și a fost favorizat de faptul că acoperișul e făcut din stufă și tablă, e adevărat. În 5 minute ardea generalizat pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Limbile de foc erau atât de mari încât se vedeau din afara localității Eforie. Primul echipaj care a ajuns la fața locului au fost pompierii locali, care s-au văzut repede depășiți de situație și au cerut ajutor la Constanța. Insul Dobrogea le-a trimis în sprijin 3 mașini cu apă și cu spumă și Spitalul Județean a trimis 2 ambulanțe cu echipaj medical. Erau 3 locatari în locuință în acel moment, au ieșit din foc, unul dintre ei a avut un atac de panică, l-au ajutat medicii de pe ambulanță, l-au pus pe picioare, n-a fost nevoie să-l ducă la spital, a rămas la fața locului. 4 ore, 4 mașini de pompieri au aruncat apă și spumă continuu pe acoperiș, dar n-au reușit să-l stingă. S-a făcut scrum. După 4 ore, eforturile lor au fost zadarnice. Acum, pompierii și polițiștii fac anchetă să vadă clar de unde a plecat incendiul și cine este vinovat. Iar vieții oameni sunt nevoiți să-și caute în prag de iarnă o nouă locuință. Un jandarm din Alba s-a sinucis cu arma din dotare în timp ce era la servici. Bărbatul lucra la aceeași unitate militară de mai bine de 2 decenii și peste 2 ani ar fi urmat să iasă la pensie. Colegii spun că ofițerul nu părea să fie avut probleme, iar acasă îl așteptau 2 copii. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un subofițer din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Alba, aflat în serviciu de pază la sediul unității, s-a împușcat în piept folosind armamentul din dotare. Imediat a fost anunțat serviciul de ambulanță și colegii din serviciu au executat manevre de resuscitare, dar din nefericire acestea nu au avut succes. Precizăm că subofițerul avea 49 de ani, era cadru al instituției noastre din anul 1994 și pe parcursul carierei a fost recompensat de mai multe ori pentru îndeplinirea foarte bună a îndatoririlor de serviciu. La ultima testare psihologică efectuat în anul 2020, a fost declarat apt, iar de atunci nu a avut comportamente sau atitudini care să necesite intervenția de specialitate a psihologului unității. Un pescar din Galați a prins peștișorul de aur, sau mai bine zis, somnul de aur. Câte kilograme avea peștele, aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Un bărbat de 33 de ani din județul Olt, care trebuia să fie în carantină, a fost găsit de jandar la o pensiune din Arad. Tânărul a fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Supărată că nu și-a primit banii, femeia a sunat la 112 și l-a denunțat. Jandarmii s-au deplasat la adresa indicată, au identificat cele 2 persoane, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că pe numele bărbatului este emisă o alertă de tip coronavirus asociat și avea obligația legală să stea în carantină la domiciliu 14 zile. Cu privire la urgența reclamată, s-a constatat că divergențele dintre cei 2 au pornit de la o neînțelegere privind cuantumul sumei cerute de către femeie pentru anumite servicii oferite. Având în vedere cele constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei.
blocați la înălțime. 11 copii și un adult au rămas ieri după amiază în roller coasterul din Parcul Tei din capitală. Din fericire, toți pasagerii au coborât în siguranță, dar au avut parte de o sperietură zdravănă. Din primele informații, se pare că incidentul ar fi fost cauzat de blocarea unei role de frânare. Potrivit specificațiilor tehnice, roller coasterul are o viteză maximă de 40 de km pe oră și ajunge până la o înălțime de 21 de metri. Evadat prins după 3 zile. Deținutul care joia trecută a fugit din curtea Poliției Județene Dolj a fost găsit ieri după amiază pe un câmp de la marginea comunei Bucovăț. Oamenii legii încearcă acum să afle ce a făcut fugarul în zilele de libertate. Colegul nostru Ovidiu Vărădanu ne spune cum a decurs operațiunea de căutare și de prindere a evadatului în vârstă de 23 de ani. Am găsit una dintre localitățile unde a fost imobilizat un important dispozitiv de scotocire. Este comuna Bucovăț, situată la marginea Craiovei. Oamenii legii aflaseră că tânărul încercase să fure o mașină a unui localnic, dar nu a reușit. De altfel, el fusese văzut și pe camerele de supraveghere din localitate. Polițiștii și jandarmii au împânzit comuna, dar și câmpurile din apropierea satului și au început căutările. Practic, întreaga zonă fusese izolată. La un moment dat, un echipaj de jandarmi, din care făcea parte chiar adjunctul brigăzii mobile a jandarmeriei Dolj, l-a observat pe individ pe câmp și a dat imediat alarma. Până la sosirea însă a celorlalte forțe de intervenție, jandarmul a reușit să-l prindă și să-l imobilizeze. Apoi l-a predat polițiștilor. Tânărul a fost dus în arestul sediului IPJ Dolj. El a fost audiat de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale, atât în dosarul de evadare, cât și în cel în care este suspectat de uciderea în primăvara acestui an a unei femei în vârstă de 82 de ani. Potrivit anchetatorilor, bătrâna a fost omorâtă, iar ucigașul i-a luat puțini bani pe care îi avea în casă. Vă reamintesc, tânărul a evadat joi seara din centrul de reținere și arest preventiv al Poliției Județene Dolj, forțând o ușă care dădea în stradă. 4 polițiști sunt acum cercetați într-o anchetă internă, dar au fost sesizați și procurorii care fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Atât deocamdată de aici. La revedere! Proteste în 4 orașe din România împotriva certificatului verde și a vaccinării anticovid. Acțiunile de protest au fost anunțate pe rețelele sociale și s-au desfășurat sub supravegherea jandarmilor. Din fericire, nu au fost înregistrate incidente. Peste 200 de constanțeni mobilizați pe rețelele sociale au ieșit ieri după amiază în stradă și au protestat față de vaccinul anticovid și de certificatul verde. După o oră de marș, coloana de protestatari s-a dispersat în liniște și fără incidente. Și la Sibiu, peste 100 de persoane au manifestat în centrul orașului și au cerut ridicarea măsurilor anticovid. Mulți dintre protestatari nu au purtat măști de protecție. Protestul a fost autorizat de primăria municipiului Sibiu. Și 200 de ploieșteni au ieșit în stradă. La fel ca la Constanța și Sibiu, ei au scandat lozinci împotriva restricțiilor impuse de autorități. Unul dintre participanți le-a transmis protestatarilor că boala COVID este o gripă mai aspră și că cei care au decedat din această cauză au murit în primul rând de frică și în al doilea rând de singurătate. La Craiova, aproape 100 de oameni s-au adunat în piața prefecturii în urma apelurilor de pe rețelele sociale, deși protestul nu fusese autorizat. O bătaie cu pumn și topoare între 2 clanuri din localitatea brașoveană Săcele s-a terminat la spital. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost internat în comă și alți 2 sunt grav răniți. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tot scandalul ar fi început din cauza a 2 fete care erau îndrăgostite de același bărbat. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenția mascaților, jandarmilor și polițiștilor.
Polițist rutier surprins în trafic în timp ce șicana un șofer care circula regulamentar. Pe imaginile video surprinse de o cameră de bord se vede cum după un sens giratoriu, auto specială de poliție oprește chiar în fața mașinii din spatele său. Motivul? Șoferul nu ar fi păstrat distanța regulamentară. Dar mai bine să vedem imaginile. Seara. Ce faceți, domnul? Împingeți la spate, ce faceți? Cum vă împingeți la spate? Deci în localitate aici, dacă nu știți. Da, știu că sunt în localitate. Păi și care-i distanța dumneavoastră? Păi am păstrat distanța regulamentară. Care-i distanța? Ia dă-te jos, domnul. Care-i distanța dumneavoastră? Păi acum am oprit că eram în sens și trecea altcineva. Păi unde am oprit, domne? Dar de ce ți-i pasă la mine? Păstrează distanța, că ți-au permisul. Că nu ești pe câmp aici. S-au întâlnit în fiecare zi, însă liderii PNL, PSD și UDMR încă nu au hotărât cine o să fie noul premier. Totuși, au decis că vor merge cu un singur nume de prim-ministru la consultările cu șeful statului de astăzi de la Palatul Cotroceni. Colega noastră, Andreea Neașu, ne spune ce urmează pe scena politică. Urmează întâlnirea de la ora 12 dintre partide și președintele Klaus Iohannis, însă înainte de asta partidele trebuie să se întâlnească din nou și să se pună de acord asupra acelui act politic între cele două formațiuni. Nicolae Ciucă a declarat că se va merge pe varianta unui premier unic, asta deși tot domnia sa a declarat că s-au lucrat două variante, atât o formulă de premier PNL cât și o formulă de premier PSD. Chiar dacă sunt întârziați în a lua o decizie, Marcel Ciolacu a spus că promite ca joia viitoare, pe 25 noiembrie, România să aibă un guvern deja instalat și asta după 50 de zile de când România este guvernată de un executiv interimar. S-au pus în schimb politicienii de acord asupra modelului. Cum va arăta practic guvernul, vor avea 10 ministere, cei din PSD, 8 cei din PNL și 3 cei din UDMR. Ideea rotației premierilor de la două partide până de curând rivale nu este o soluție, crede președintele PMP. Prezent în emisiunea Insider Politic, Cristian Diaconescu s-a arătat sceptic în privința noii guvernări PSD-PNL. Am mari rezerve în legătură cu această rotativă. Pare un fel de cosmetizare a unei înțelegeri silite ce încearcă să se ofere mai ales activului de partid, ca și o variantă. Nu știu să funcționeze undeva în lume. E drept, nici nu am un precedent să vă spun. M-au întrebat studenții la Universitatea Americană cum arată o țară în care cei aflați într-o coaliție își dau jos propriul guvern. Deci așa ceva n-am mai auzit. Nu cred că nivelul de înțelegere politică este atât de mare în partidele din România încât să intre într-un astfel de mecanism. Protestul brazilor de Crăciun. Nu e un eveniment, e o carte. Poetul Răzvan Popescu a lansat anul acesta la Târgul Gaudeamus un nou volum de poezii. În creațiile sale vorbește despre noi, despre lume, despre dramele omului modern și crizele din societate. Sunt Răzvan Popescu și m-am mutat în poezie. Răzvan Popescu și-a dedicat ultimii ani artei. A scris scenarii de film, proză și poezie. După volumul Pisici pe acoperiș lansat anul trecut, volumul din acest an, Protestul brazilor de Crăciun, atrage un val și mai mare de aprecieri din partea criticilor literari. Parcă de la o carte la alta, Răzvan Popescu dă în vileag un poet tot mai matur. Un poet care nu se mai chinuie să se caute. Un poet căruia îi vin fotogramele, imaginile, scenariile, apropo că spune mai devreme că se născ și niște scenarii, îi vin scenariile poetice natural, fără niciun fel de artificiu. Este tot vorba de destine care se sfârșesc, cum aruncate în decor, aruncate la gunoi, deci după ce strălucește ca și brad sub lumina feierică a sărbătorii, bradul este un obiect de care nu știm cum să ne dispensăm mai repede. Este și aici o apropiere de destinul uman care are apogeul său și care apoi este trecut într-o zonă de uitare. Se inspiră din societate, din ce vede și ce aude în jurul său. Și astfel, societatea și ceea ce pentru noi pare banal se transformă în artă. Scriu poeme epice, scriu poeme narrative, în care mereu se întâmplă câte ceva.
vin în prezent și în urban, la agenda zilelor noastre. Despre căutarea lui Dumnezeu pe internet, despre angoasele omului modern. Cartea semnată de Răzvan Popescu va fi disponibilă în curând și în librării. Pentru mulți copii sărmani, școala e doar un vis. De peste 5 ani, profesori cu suflet mare din Vrancea ajută familii cu venituri mici să-și trimită copiii la cursuri. De bunătatea lor au parte și copiii orfani sau micuții lăsați în grijă bunicilor de către părinții care au plecat să muncească în străinătate. Scoatem fiecare lucru și ne orientăm. Da. Sau, fetele au 7, 8, 9, 5 și 3 ani. Deci merg absolut toate. Așa încep pregătirile pentru un nou transport. Toate donațiile sunt depozitate în sufrageria profesoarei Rica Verdețu, blocată de ani buni de darurile care vin din tot județul și nu numai. Proiectul 7 școli pentru 7 familii a început în urmă cu 5 ani, dar profesoara Rica Verdețu umbla deja de 3 ani prin satele vrâncene. De-a lungul celor 8 ani am vizitat vreo 300 și ceva de copii. De-a lungul anilor s-au alăturat mulți și sunt foarte mulți doritori, părinți, inclusiv copiii au venit și au donat câte ceva, bani din pușculiță, jucării. Donațiile strânse de profesoara cu inimă mare ajung la familiile aflate la limita sărăciei, cu copii mulți care trăiesc doar din alocații și un ajutor social. Recompensa primită este neprețuită, spune ea. Bucuria copiilor așa din ochii lor este foarte mare când cât de puțin acolo ei se mulțumesc, cu cât de puțin nu au dimensiunea nevoilor. Unul din copiii care era în clasa pregătitoare și erau 10 frați, a spus, ura, mâine mă pot duce la școală, că am cu ce să mă îmbrac. Două mâini harnice și un suflet mare are și educatoarea Alina Voina, care s-a alăturat proiectului în urmă cu 3 ani. Mi s-a părut un proiect de suflet, o idee nu bună, foarte bună, pentru că semenii noștri au nevoie de ajutor. Și trebuie să participăm cu toți, să le aducem măcar un zâmbet, o mică speranță. E muncă multă. Este, dar o facem cu mare drag. Proiectul a pornit de la un copil necăjit, care își dorea de Crăciun o pungă cu daruri pentru fratele lui bolnav. Soțul meu a fost Moș Crăciun, a venit un copil și plângând și i-a zis că dacă mai are o pungă de cadouri pentru frățiorul care era bolnav, acasă să-i dea. Și atunci a venit copilul la mine, deci Moș Crăciun l-a trimis pe copil la mine și de aici a plecat proiectul. Sortate și aranjate, pachetele sunt încărcate și a doua zi dimineața mașinile pornesc la drum. Prima vizitată este Andreea, o copilă de 14 ani rămasă orfană. Mama a părăsit-o cu mulți ani în urmă și tatăl a murit în urmă cu 2 săptămâni. O cresc bunicii, trecuți de 70 de ani, care au doar o pensie de 800 de lei. Nevoile sunt multe, iar puterile lor mici. Nu avem tot ce ne trebuie, dar ce să facem? Facem cum putem și noi. Să crești un copil. Vă descurcați? De unii. Eu m-am gândit la ea când am fost contactată de acești oameni cu suflet mare, la ea m-am gândit prima dată. Este un copil mediu, dar este un copil cu minte, care nu creează probleme, un copil extraordinar. După Andreea, care visează să ajungă bucătar șef, alte două fete sunt vizitate de doamnele profesor, copilele familiei Stan. Cea mare, care are 14 ani, dorește să devină arhitect, fiind foarte talentată la desen. Tatăl muncește cu ziua, mama stă acasă, dar au reușit să le țină la școală, să le asigure strictul necesar, pentru că au un crez. Deci ce e mai important în viața unei familii? Să avem grijă de copii. Asta e pe primul plan. Ne lăsăm pe noi să le oferim lor ce le trebuie. Acest proiect e minunat. Am putea să bucurăm mult mai multe suflete. Asta este și ideea, să vedem copiii zâmbind. De 5 ani, prin proiectul 7 școli pentru 7 familii, peste 300 de copii au primit hăinuțe, alimente, rechizite, dulciuri și jucării. Și în unele cazuri, chiar și medicamente. Un pescar din Galați a reușit captura vieții sale. A prins un somn de aproape 2 metri și jumătate, care cântărește în jur de 100 de kilograme. Recordul mondial al somnului de Dunăre măsoară 2 metri și 67 de centimetri. Big Mama! Iată-ți!
Peste 30 de minute s-a chinuit Mihai Boșneagă să scoate la mal cea mai importantă captură a vieții sale. Un somn femelă de 2,45 m și aproximativ 95 de kilograme. Peștele a fost prins în zona denumită Cotul Pisicii, în apropiere de șantierul naval Galați. Drillul în sine a durat în jur de 35 de minute, dacă nu puțin mai mult. Un sfert de oră, cel puțin, peștele nu s-a ridicat după fund. A refuzat să colaboreze, cum ar veni. Dacă nu avem și motor electric la barcă să pot efectua drill-ul numai din lopeți, la moment în cârlige am avut ca și momeală un caras de aproximativ 20-22 de centimetri, cam așa. Pescarul recunoaște că a avut și noroc. Întâmplarea a făcut că până să ajungă la momeala mea nu a găsit altceva interesant de mâncare și atunci a capturat fără să stea pe gânduri. A înghițit carasul. Da, 2,45 m a avut măsurat pe salteaua de prezentare. Ca și kilograme, nu pot decât să nu l-am cântărit, vă dați seama. El era deja epuizat după 35 de minute, am apucat să fac câteva poze. Deja a fost supra-solicitant să-l dăm jos din barcă. Mihai Boșneag are 53 de ani, este pensionar și este un împătimit al pescuitului sportiv, participant chiar la campionatul mondial de specialitate. Nu este singura sa captură notabilă, dar aceasta este cea mai mare. Datele sunt aproximative pentru că somnul nu a fost cântărit după extracție. Captura a fost măsurată, fotografiată și eliberată înapoi în Dunăre, așa cum trebuie să procedeze toți pescarii sportivi. Pe malurile Dunării, uriașa captură a iscat vâlvă. Astfel de molci nu se prinde decât ori la clonc. Există alte metode, bănuiesc, specifice pentru peștii mari de dimensiuni. La lansetă e puțin probabil. Așa. Captură impresionantă. Ultima captură la fel de impresionantă a fost acum vreo 3 ani de zile, când un domn, un pensionar, într-o zonă în care, sau pe care foarte mulți pescari o cunosc, a prins un asemenea exemplar de vreo 170 de kilograme. Asociația vânătorilor și pescarilor sportivi din Galați apreciază în primul rând faptul că somnul a fost eliberat în mediul său, mai ales că specia e în perioada de reproducere, iar exemplarul era femelă. Știri din sport acum, doamnelor și domnilor. Maria Iordănescu, după generic. Vedem acum și cum va fi vremea. Adică Marina, nu-i așa? Marina ne spune. Bună dimineața, bună dimineața din nou, Marina. Bine v-am regăsit. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării și așteptăm temperaturi chiar și de 15 grade. Vești bune. Peste normalul perioadei, nu? Așa este. De mâine se răcește în toată țara. În sud și în sud-est va fi mai rece și vom simți această răcire. Dar în acest moment avem și un cod galben de ceață care este valabil până la ora 10. El cuprinde mai multe județe, așadar vizibilitatea este scăzută în Bacău, în Vaslui, de asemenea în Brăila, în Mehedinți, în Maramureș, Dolj, Olt și în Covasna. Deci mare atenție dacă porniți la drum, pentru că în unele locuri vizibilitatea este scăzută și sub 50 de metri. Așa că vă dau acum detalii. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud și în sud-est, vremea va fi caldă pentru finalul lunii noiembrie. Așteptăm cer variabil în sud-estul teritoriului și în zonele montane și submontane, iar în rest, în prima parte a zilei, local va mai fi ceață, cum spuneam. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele se vor încadra între 6 și 15 grade, iată 12 grade vom avea astăzi la Buzău, dar și în Craiova. Mâine mai scad temperaturile. Această răcire se va simți cel mai mult în sud și în sud-est, pe unde și cerul va fi mai mult acoperit. Va ploua slab în Muntenia și în Dobrogea și nu este exclus să vină câteva picături și prin Moldova, Transilvania, Oltenia, dar și prin sudul Banatului. În schimb, în nord-vestul, vestul și în celelalte zone vor fi și momente însorite. În Carpații orientali și meridionali vor predomina ninsorile, iar vântul va fi mai intens în est, sud-est, trecător și în vestul țării, dar și la munte. Maximele se vor situa între 3 și 10 grade. La Drobeta va fi cel mai cald mâine. În București vom avea o zi cu vreme frumoasă, maxima urcă până la 14 grade, de mâine mai scad temperaturile, dar se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Termometrele vor arăta la amiază 8 grade, iar cerul va fi mai mult noros și va ploua slab. Și miercuri valorile termice vor fi în limitele normale pentru această dată, cu o maximă de 8-9 grade. Vom avea și soare din când în când, iar spre seară ar putea să apară ceața.
la munte. Se anunță o zi plăcută astăzi cu cer variabil, dar la noapte se înnorează și local vor fi precipitații slabe, mixte, mai ales în Carpații Orientali și pe crestele meridionalilor. Cel mai cald o să fie astăzi, iată, la Păltiniș, 13 grade, în rest 8 grade la Sinaia și la Stâna de Vale și 9 grade la Predeal. Cam atât deocamdată, vă las acum cu Irina și cu Daniel. Mulțumim, Marina. E vremea să câștigi din nou premii pe cuvânt. Cel mai de succes concurs revine la Prima TV. Zilnic poți câștiga un premiu în valoare de 100 de euro, iar premiul cel mare te duce de Crăciun direct la relaxare. Îți oferim o vacanță la munte la cheile Grădiștei să te bucuri de aer curat în perioada Crăciunului, tu și familia ta. Ce trebuie să faci este să găsești în emisiunile Prima TV cuvintele indicii. Înscrie în aceea zi în secțiunea special dedicată concursului de pe primatv.ro două cuvinte indicii și spune-ne pe ce canal urmărești acasă Prima TV HD. În câteva momente vom afla câștigătorul concursului de ieri și îl vom anunța aici la Focus la prima oră. Rămâi pe Prima TV și află dacă ai câștigat. Mâncarea vegană are din ce în ce mai mulți adepți. Ce alimente sunt indicate pentru a fi consumate de cei care vor să urmeze un asemenea stil de viață, aflăm după publicitate. Până că revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Apple se vor axa pe inteligența artificială și învățarea mecanică. Apple va înființa un campus în Carolina de Nord, unde va găzdui până la 3.000 de angajați. Majoritatea locurilor de muncă axându-se pe învățare automată, inteligența artificială, ingineria software și alte domenii tehnologice. Spotify a lansat subscripțiile pentru podcasturi. Platforma audio online Spotify a lansat un test de podcasturi cu conținut plătit fără deducerea comisionului în primii 2 ani în comparație cu Apple. Încă în test, formula este rezervată momentan pentru 12 creatori de podcast. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri la aceste ore. Un bărbat de 33 de ani care trebuia să fie în carantină în județul Olt a fost găsit de jandarmi la o pensiune din Arad. A fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Deținutul periculos care a evadat joi din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri pe un câmp. Cei patru agenți care ar fi trebuit să-l păzească sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înleznire a evadării. Un jandarm din Alba s-a sinucis folosind arma din dotare. Bărbatul era în timpul serviciului, iar colegii lui spun că nu părea că ar avea probleme. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Și PNL, PSD și UDMR vor merge cu o singură propunere de premier la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni. Liderii celor trei partide spun că până joi România va avea un nou guvern. Ideal ar fi ca produsele pe care le mâncăm să fie pline de vitamine și prospețime. Pentru a nu ne îmbolnăvi, trebuie să ne hrănim cu alimente naturale, specifice fiecărui sezon. Urmează Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Intre. Bună dimineața! Dacă într-adevăr suntem ceea ce mâncăm, atunci ideal ar fi ca produsele pe care le punem în farfurie să fie pline de prospețime, energie și culoare. Asta înseamnă alimente naturale, specifice fiecărui sezon și cât mai bogate în nutrienți, vitamine și minerale. Combinațiile neașteptate de ingrediente sunt extrem de gustoase și atrăgătoare, iar pe deasupra ajută la întărirea organismului. Toamna aduce cu sine o bogăție de fructe și legume sănătoase, dar și gustoase. Fie că le mixăm într-o băutură naturală, le gătim pentru mesele principale, ori le transformăm într-un desert, roadele proaspăt recoltate ne dau energie și ajută organismul să facă față mai ușor schimbărilor. Putem să profităm de ingredientele pe care le avem în sezon, în sezonul de toamnă, sezonul actual, consumându-le într-o oarecare măsură, atât la micul dejun, atât la prânz, cât și la cină. Cum facem asta? Facem asta echilibrând oarecum semințele din sezon cu fructele și legumele. De exemplu, dimineața putem să aducem, bineînțeles, o masă care să fie compusă din semințe de chia, de exemplu. Totodată lângă putem să punem un măr, o pară, bineînțeles, o pară bine coaptă, o piersică, de ce nu?
La prânz iarăși puteți să aducem niște legume, cum ar fi sfecla, păstârnacul, care în sezon are o aromă foarte intensă, poate să ducă puțin spre vanilie și poate să facă niște arome super, super bune cu diverse alte ingrediente. Iarăși la cină putem, de ce nu, să venim cu niște nuci, de exemplu, o dulceață de nuci făcută în sezon, iarăși consumată alături de o pâine cu cereale care sunt proaspăt recoltate. Beneficiile pentru organism sunt nenumărate, de la întărirea sistemului imunitar până la creșterea conținutului de calciu din oase, ori la eliminarea toxinelor și curățarea pielii. În plus, o dietă echilibrată, bazată pe legume și fructe, nu reprezintă un pericol pentru siluetă, nici măcar dacă vorbim despre desert. Această farfurie cu siguranță nu o să vă sperie, nu conține zahăr absolut deloc, conține doar sirop de agave, conține tofu cremos, conține ciocolată albă vegană și conține un sos făcut din mere cu fenicul, care iarăși nu are zahăr, doar zahărul pe care îl conține fructul în esența lui. Iar acest desert cu siguranță nu o să vă îngrașe, ci o să vă facă să fiți cu zâmbetul pe buze și să fiți siguri că nu ați depășit caloriile. Un rol important într-o alimentație sănătoasă îl au și sucurile naturale. Ele sunt valoroase prin faptul că au în compoziție o multitudine de compuși bio ușor asimilabili, în special vitamina C, atât de căutată în această perioadă. Băutura are la bază frește portocale, siropul de cretină, care și el la rândul lui foarte bogat în vitamina C. Fresh de lămâie. Avem aici pudră de sfeclă deshidratată. Da. Și pudră de măcieș. Toate aceste ingrediente sunt bogate la rândul lor vitamina C. Studiile arată că persoanele care au aderat la o dietă pe bază de plante și-au redus cu peste 20% riscul de apariție a diabetului de tip 2 sau al bolilor de inimă. Proteste amploare în Franța față de agresiunile sexuale. Peste 50.000 de persoane s-au adunat în centrul Parisului pentru a trage un semnal de alarmă. Nu înseamnă nu. Educați-vă, băieții. Au fost doar câteva dintre mesajele afișate de manifestanți. Oamenii acuză guvernul de la Paris că nu implementează suficiente politici publice care să promoveze egalitatea între sexe. Zeci de victime într-un oraș din statul american Wisconsin după ce șoferul unei mașini de teren a intrat cu viteză în mulțimea care participa la o paradă de Crăciun. La scurt timp, 11 adulți și 12 copii au fost transportați de urgență la spital. Some of the individuals were children and there were some fatalities as a result of this incident. We do have a person of interest in custody at the moment, but this is still a very fluid investigation. Din primele informații, 3 victime sunt în stare critică, 4 în stare gravă, restul suferind doar rănușoare. Poliția susține că deja a identificat un suspect și că este anchetat și că ancheta este în desfășurare. Aceasta a fost a doua oră de focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la 9 fix. Știrea asta cu parcul Tei și 11 copii și un adult rămași blocați în roller coaster-ul m-a panicat puțin și mă întreb, sunt verificate sau nu jucăriile? Asta cred că e o întrebare a tuturor părinților din orice oraș mare a țării, în condițiile în care copiii lor nu fac altceva decât să-și dorească să se urce în astfel de instalații. Da, și stai cu ceva emoții pe margine. Da. Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 9. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți.
Protest în această dimineață la societatea de transport din Galați. Șoferii și vadmanii au refuzat să iasă pe traseu pentru că nu și-au primit sporurile salariale promise de conducere. Deținutul periculos care a evadat joi din curtea Poliției Județene Dolj a fost găsit ieri pe un câmp. Cei patru agenți care ar fi trebuit să-l păzească sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Un jandar din Alba s-a sinucis folosind arma din dotare. Bărbatul era în timpul serviciului, iar colegii lui spun că nu părea că ar avea vreo problemă. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Și un bărbat de 33 de ani care trebuia să fie în carantină în județul Olt a fost găsit de jandarmi la o pensiune din Arad. A fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Nou protest spontan în această dimineață la Galați. Angajații societății locale de transport au refuzat din nou să iasă pe traseu. Singurele autobuze care au plecat din bază au fost cele care transportă oamenii la combinatul siderurgic din oraș și cele care asigură transportul elevilor la școală. Șoferii și vadmanii sunt nemulțumiți pentru că nu și-au primit sporurile promise de conducere. La sfârșitul săptămânii trecute, mai mulți șoferi de autobuze au reproșat directorului că nu s-a ținut de promisiune și nu a plătit restanțele financiare. În urmă cu două săptămâni, angajații societății de transport local au întrerupt lucrul invocând salarii mici, neplata orelor suplimentare și condițiile improprii de muncă. De la ultimul protest s-a semnat un act adițional, un protocol de fapt, și nu a fost respectat de către domnul director general. Am găsit înțelegeri inclusiv la reprezentantul primăriei pentru acei 155 de lei. Din păcate, pe ultima sută de metri, domnul director general s-a răzgândit și a găsit o altă formulă de calcul și în loc de 155 de lei ne-a oferit doar 92 de lei. Am înțeles că domnul Valt le promisese 150 de lei creșterea salarială curată a inflației. Cred că ăsta este și un motiv care i-a incitat la acest protest spontan. Dacă domnul Valt le-a promis, eu ca director general și reprezentant legal trebuie să respect prevederile legale. Modul de calcul pe care mi l-a adus la cunoștință Serviciul de Resurse Umane Salariale este modul de calcul corect, nu modul de calcul pe care stabilește sindicatul. Nu am dorit să facem acest lucru, suntem forțați pentru a ne obține drepturile care ne-au fost promise la ultimul protest spontan pe care l-am avut. Și noi astăzi, să zic așa, aveți familie și foarte greu prețurile care sunt, vedeți că toate s-au scumpit și la urmă ormii este munca noastră care vrem să fie apreciată, să spunem așa, nu? Ați aflat că e grevă? Acum am aflat, de vreau să m-am aflat, din păcate. Aștept de nevoie, dacă trebuie să ajung la serviciu. Altă soluție nu am de câte văd. Carambol în această dimineață în Ialomița. Patru oameni au fost răniți după ce 7 mașini au fost implicate într-un grav accident de circulație. Victimele au fost transportate de urgență la spitalul din orașul Urziceni pentru a primi îngrijiri medicale necesare. În acest moment în zonă se circulă alternativ pe un singur sens, iar oamenii legii fac cercetări la locul faptei pentru a afla cum s-a produs acest accident. Pericol de explozie. Noaptea trecută în județul Hunedoara, un autotren a lovit 2 stâmbi de curent și apoi s-a răsturnat în afara drumului. Conducătorul autotrenului, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a fost rănit și a fost internat de urgență la spitalul din Deva. Polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs după ce șoferul care a lovit parapeții din beton ce separă sensurile de mers a ieșit de pe carosabil. Din primele informații, cauza probabilă a accidentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Incendiu de proporție aseară în orașul Eforie Nord din județul Constanța. Mai multe locuințe sociale au fost mistuite de flăcări, iar oamenii riscă să rămână pe drumuri acum în prag de iarnă. Colegul nostru Viorel Matei ne spune care este cauza incendiului. Bună dimineața tuturor! Cel mai probabil focul a plecat ori de la o instalație de gătit lăsată nesupravegheată, o rezistență electrică sau un aragaz cu butelie, sau o candelă, o lumânare lăsată pe o noptieră. Cert este că focul în prima cameră s-a întins până la tavan și în momentul când a ajuns acolo, la câteva minute, acoperișul s-a aprins și el. Și a fost favorizat de faptul că acoperișul e făcut din stuf
și tablă, e adevărat. În 5 minute ardea generalizat pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Limbile de foc erau atât de mari încât se vedeau din afara localității Eforie. Primul echipaj care a ajuns la fața locului au fost pompierii locali, care s-au văzut repede depășiți de situație și au cerut ajutor la Constanța. Insul Dobrogea le-a trimis în sprijin 3 mașini cu apă și cu spumă și Spitalul Județean a trimis 2 ambulanțe cu echipaj medical. Erau 3 locatari în locuință în acel moment, au ieșit din foc, unul dintre ei a avut un atac de panică, l-au ajutat medicii de pe ambulanță, l-au pus pe picioare, n-a fost nevoie să-l ducă la spital, a rămas la fața locului. 4 ore, 4 mașini de pompieri au aruncat apă și spumă continuu pe acoperiș, dar n-au reușit să-l stingă. S-a făcut scrum. După 4 ore, eforturile lor au fost zadarnice. Acum, pompierii și polițiștii fac anchetă să vadă clar de unde a plecat incendiul și cine este vinovat. Iar vieții oameni sunt nevoiți să-și caute în prag de iarnă o nouă locuință. Un jandarm din Alba s-a sinucis cu arma din dotare în timp ce era la servici. Bărbatul lucra la aceeași unitate militară de mai bine de 2 decenii și peste 2 ani ar fi urmat să iasă la pensie. Colegii spun că ofițerul nu părea să fie avut probleme, iar acasă îl așteptau 2 copii. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un subofițer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, aflat în serviciu de pază la sediul unității, s-a împușcat în piept folosind armamentul din dotare. Imediat a fost anunțat serviciul de ambulanță și colegii din serviciu au executat manevre de resuscitare, dar din nefericire acestea nu au avut succes. Precizăm că subofițerul avea 49 de ani, era cadru al instituției noastre din anul 1994 și pe parcursul carierei a fost recompensat de mai multe ori pentru îndeplinirea foarte bună a îndatoririlor de serviciu. La ultima testare psihologică efectuat în anul 2020, a fost declarat apt, iar de atunci nu a avut comportamente sau atitudini care să necesite intervenția de specialitate a psihologului unității. Peste 2,5 milioane de copii s-au întors astăzi în bănci. Care sunt noile decizii ale autorităților în funcție de care elevii se reîntorc la școală? Aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Un bărbat de 33 de ani din județul Olt, care trebuia să fie în carantină, a fost găsit de jandarm la o pensiune din Arad. Tânărul a fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. Supărată că nu și-a primit banii, femeia a sunat la 112 și l-a denunțat. Jandarmii s-au deplasat la adresa indicată, au identificat cele 2 persoane, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că pe numele bărbatului este emisă o alertă de tip coronavirus asociat și avea obligația legală să stea în carantină la domiciliu 14 zile. Cu privire la urgența reclamată, s-a constatat că divergențele dintre cei 2 au pornit de la o neînțelegere privind cuantumul sumei cerute de către femeie pentru anumite servicii oferite. Având în vedere cele constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei. Rata de vaccinare. Blocați la înălțime, 11 copii și un adult au rămas ieri după amiază în roller coasterul din Parcul Tei din capitală. Din fericire, toți pasagerii au coborât în siguranță, dar au avut parte de o sperietură zdravănă. Din primele informații se pare că incidentul ar fi fost cauzat de blocarea unei role de frânare. Potrivit specificațiilor tehnice, roller coasterul are o viteză maximă de 40 de km pe oră și ajunge până la o înălțime de 21 de metri. Evadat prins după 3 zile. Deținutul care joia trecută a fugit din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri după amiază pe un câmp de la marginea comunei Bucovăț. Oamenii legii încearcă acum să afle ce a făcut fugarul în zilele de libertate. Colegul nostru Ovidiu Vărădeanu ne spune cum a decurs operațiunea de căutare și de prindere a evadatului în vârstă de 23 de ani. Am găsit una dintre localitățile unde a fost imobilizat un important dispozitiv de scotocire. Este comuna Bucovăț, situată la marginea Craiovei. Oamenii legii aflaseră că tânărul încercase să fure o mașină unui localnic, dar nu a reușit. De altfel, el fusese văzut și pe camerele de supraveghere din localitate. Polițiștii și jandarmii au împânzit comuna, dar și câmpurile din apropierea satului și au început căutările. Practic, întreaga zonă fusese izolată. La un moment dat, un echipaj de jandarmi, din care făcea parte chiar adjunctul brigăzii mobile a jandarmeriei Dolj, l-a observat pe individ pe câmp și a dat imediat alarma. Până la sosirea însă a celorlalte forțe de intervenție, jandarmul a reușit să-l prindă și să-l imobilizeze. Apoi l-a predat polițiștilor. Tânărul a fost dus în arestul sediului IPJ Dolj.
El a fost audiat de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale, atât în dosarul de evadare, cât și în cel în care este suspectat de uciderea în primăvara acestui an a unei femei în vârstă de 82 de ani. Potrivit anchetatorilor, bătrâna a fost omorâtă, iar ucigașul i-a luat puțini bani pe care îi avea în casă. Vă reamintesc, tânărul a evadat joi seara din centrul de reținere și arest preventiv al Poliției Județene Dolj, forțând o ușă care dădea în stradă. 4 polițiști sunt acum cercetați într-o anchetă internă, dar au fost sesizați și procurorii care fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Atât deocamdată de aici. La revedere! Doi bărbați au fost reținuți în urma incidentului șocant din localitatea ilfoveană Sintești. La sfârșitul săptămânii trecute, mai mulți comisari ai Gărzii de Mediu au fost atacați cu furci de mai mulți localnici. S-a întâmplat chiar în timpul unor descinderi în zonele în care au fost raportate arderi ilegale de deșeuri. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenția luptătorilor de la trupele speciale. Garda de Mediu a anunțat că astfel de controle vor continua și în perioada următoare. O bătaie cu pumni și topoare între două clanuri din localitatea brașoveană Săcele s-a terminat la spital. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost internat în comă și alți doi sunt grav răniți. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tot scandalul ar fi început din cauza a două fete care erau îndrăgostite de același bărbat. Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenția mascaților, jandarmilor și a polițiștilor. Polițist rutier surprins în trafic, în timp ce șicanau un șofer care circula regulamentar. Pe imaginile video surprinse de o cameră de bord se vede cum, după un sens giratoriu, auto specială de poliție oprește chiar în fața mașinii din spatele său. Motivul: șoferul nu ar fi păstrat distanța regulamentară. Dar mai bine haideți să vedem imaginile. Seara. Ce faceți, domnul? Împingeți de la spate? Ce faceți? Cum mă împingeți de la spate? Sunteți în localitate aici, dacă nu știți. Da, știu că sunt în localitate. Păi și care e distanța dumneavoastră? Păi am păstrat distanța regulamentară. Care e distanța? Iată-te jos, domnul. Care e distanța dumneavoastră? Păi acum am oprit că eram în sens și trecea altcineva. Păi unde am oprit, domne? Dar de ce ți pasă la mine? Păstrează distanța, că ți-au permisul. Că nu ești pe câmp aici. Peste 2,5 milioane de elevi s-au întors astăzi în bănci. Totuși, aproape 1800 de școli își vor continua cursurile în sistemul online. Ministrul Educației a hotărât că școlile pot primi elevi în sălile de clasă doar dacă rata de incidență din localitatea în care se află unitatea de învățământ este sub 3 la mie. Noua decizie nu mai ține cont de rata de vaccinare a profesorilor. Cu certificatul verde la purtător, peste 12.500 de studenți s-au prezentat ieri la examenul de rezidenția din acest an. Au fost disponibile doar 6.300 de locuri la medicină, stomatologie și farmacie. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otila, a declarat că după publicarea rezultatelor, este posibil ca numărul locurilor să fie suplimentat. Văd că ai și încercuit. M-am chinuit. Greu, cum putea să fie, dar ne-am descurcat, zic eu. Da. Ciudat a fost că n-am mai avut emoții azi. Suntem cam 5 pe loc. Suntem cam cei mai aglomerați din toate domeniile. Există o concurență foarte mare la farmacie. Sunt 4 pe loc, la medicină dentară, la stomatologie, 2 pe loc, iar la medicină, 5 pe loc. Locurile sunt limitate deocamdată, dar există posibilitatea doar la medicină de suplimentare și se va suplimenta la acele specialități care sunt deficitare. Concursul s-a desfășurat după aceeași metodologie de anul trecut. A durat 4 ore, iar candidații au avut de răspuns la 200 de întrebări tip grilă. A fost un pic greu față de cum așteptam. Sper să-l iau. M-am pregătit în principiu cam o lună jumate așa, dar nu a fost suficient. Am încercat pentru că merită. Nu e singurul candidat care nu renunță în caz de nereușită. În ciuda contextului pandemic, au un singur gând: să devină cei mai buni medici. Secretul este, de fapt, trebuie să muncești de la început din facultate, să pun bazele acolo și dorința de a fi mai bun și de a te dezvolta și din profesia ta de a avea rezultate și de a fi cel mai bun. Pentru a putea participa la examen, candidații au fost obligați să prezinte certificatul verde.
S-au întâlnit în fiecare zi, însă liderii PNL, PSD și UDMR încă nu au hotărât cine o să fie noul premier. Totuși, au decis că vor merge cu un singur nume de prim-ministru la consultările cu șeful statului de astăzi de la Palatul Cotroceni. Colega noastră, Andreea Neacșu, ne spune ce urmează pe scena politică. Urmează întâlnirea de la ora 12 dintre partide și președintele Klaus Iohannis, însă înainte de asta partidele trebuie să se întâlnească din nou și să se pună de acord asupra acelui act politic între cele două formațiuni. Nicolae Ciucă a declarat că se va merge pe varianta unui premier unic, asta deși tot domnia sa a declarat că s-au lucrat două variante, atât o formulă de premier PNL cât și o formulă de premier PSD. Chiar dacă sunt întârziați în a lua o decizie, Marcel Ciolacu a spus că promite ca joia viitoare, pe 25 noiembrie, România să aibă un guvern deja instalat și asta după 50 de zile de când România este guvernată de un executiv interimar. S-au pus în schimb politicienii de acord asupra modelului. Cum va arăta practic guvernul, vor avea 10 ministere cei din PSD, 8 cei din PNL și 3 cei din UDMR. Ideea rotației premierilor de la două partide până de curând rivale nu este o soluție, crede președintele PMP. Prezent în emisiunea Insider Politic, Cristian Diaconescu s-a arătat sceptic în privința noii guvernări PSD-PNL. Am mari rezerve în legătură cu această rotativă. Pare un fel de cosmetizare a unei înțelegeri silite ce încearcă să se ofere mai ales activului de partid, ca și o variantă. Nu știu să funcționeze undeva în lume. E drept, nici nu am un precedent să vă spun. M-au întrebat studenții la Universitatea Americană cum arată o țară în care cei aflați într-o coaliție își dau jos propriul guvern. Deci așa ceva n-am mai auzit. Nu cred că nivelul de înțelegere politică este atât de mare în partidele din România încât să intre într-un astfel de mecanism. Constanța va fi luminată de sărbători cu 1 milion de euro. Atât costă instalații pe care autoritățile locale le vor monta pe străzile din oraș. Este cel mai costisitor iluminat festiv din ultimii ani, iar suma alocată este mai mare decât în București, Cluj-Napoca și Sibiu. Anul trecut primarul a refuzat să aloce fonduri pentru luminițele de sărbători, invocând lipsa banilor din cauza pandemiei. €5 milioane fără TVA este suma alocată de Primăria Constanța după o licitație organizată încă din vară pentru iluminatul festiv de iarnă. Luminițele de sărbători, care au început deja să fie instalate, vor decora principalele bulevarde, zona peninsulară și piața Ovidiu, precum și parcurile orașului. Luminițele de sărbători vor contribui la, nu știu, o stare de spirit mai bună a locuitorilor orașului Constanța. Vom amplasa iluminat festiv pe toate arterele principale, în parcuri, în sensurile giratorii și în intersecții, un total de peste 4.000 de instalații de iluminat festiv. În toamna anului trecut, primăria a refuzat să aloce bani pentru luminițele festive, pe motiv că sărbătorile erau umbrite de pandemie și trebuiau bani și mai mult respect pentru alte priorități, făcând referire la școli, parcuri, terenuri de sport și spitalul de boli infecțioase. Acum, municipalitatea și-a schimbat părerea. Banii aceia s-ar putea băga și în altă parte, dar odată pe an ne bucurăm și noi de luminițe. Poate ar trebui o investiție mai puțină. Adică nici exagerat, dar nici deloc. Poate ar trebui mai mult în spitale. Poate ar trebui puțin în sănătate să mai avem grijă. Dacă ar face așa ceva, foarte bine. S-a lăudat că va fi frumos, nu va fi întuneric cum a fost anul trecut. Să facă ceva frumos cum fac celelalte orașe din țară. Constanța are printre cele mai scumpe ornamente festive din țară. Spre exemplu, la Cluj, în acest an, administrația locală a alocat pentru beculețe doar 300.000 de euro fără TVA. La Sibiu, 100.000 de euro inclusiv TVA. Iar Nicușor Dan a anunțat că va cheltui în București în jur de 200.000 de euro pe beculețe. Constanța va avea și un târg de Crăciun, care va fi amplasat în parcul arheologic din spatele primăriei.
Vremea, cum sunt vremurile oare? Vremurile sunt dubioase, rău, nu. Vremea e frumoasă, a ieșit soarele. Așa este, da. Arată foarte bine vremea în București. Am venit cu vreme foarte frumoasă, așa că săptămâna începe, iată, cu temperaturi plăcute. Astăzi vor ajunge până la 15 grade. În zona Drobetei vor fi aceste temperaturi mai ridicate. Mâine, în schimb, se mai răcește, însă temperaturile vor fi apropiate de cele normale. Și ziceai încă... ceva că plouă, deci îți pui un sacou mai gri. Mâine, da, e posibil așa să vină câțiva stropi de ploaie prin Muntenia, prin Oltenia, de asemenea și prin Dobrogea. În acest moment încă avem un cod galben de ceață. El expiră la ora 10. Este valabil pentru Maramureș, Mehedinți, Dolj, Old, de asemenea pentru Brăila și Vaslui. Așa că cei care sunt în acele zone, să pornească la drum cu mașina, da, să fie atent. Am văzut și în imaginele de la gaz de dimineață că era multă ceață acolo în zonă și Galați e aproape de Brăila, deci amănunte, te rog. Da, acum. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud și în sud-est, vremea va fi caldă pentru finalul lunii noiembrie. Așteptăm cer variabil în sud-estul teritoriului și în zonele montane și submontane, iar în rest, în prima parte a zilei, local va mai fi ceață, cum spuneam și mai devreme. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele se vor încadra între 6 și 15 grade. 12 grade astăzi la Buzău și la Craiova. Mâine mai scad temperaturile. Această răcire se va simți cel mai tare în sudul și în sud-estul țării, pe unde și cerul va fi mai mult acoperit. Va ploua slab în Muntenia și în Dobrogea și nu este exclus să vină câteva picături și prin Moldova, Transilvania, Oltenia și chiar în sudul Banatului. În schimb, în vestul și în nord-vestul țării vor fi și momente însorite. În Carpații Orientali și Meridionali vor predomina ninsorile, iar vântul va fi mai intens în est, în sud-est, trecător în vestul țării, dar și pe la munte. Maximele se vor situa între 3 și 10 grade. Iată, la Drobeta va fi cel mai cald mâine. În București vom avea o zi cu vreme frumoasă, maxima urcă până la 14 grade. De mâine mai scad temperaturile, dar se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Termometrele vor arăta la amiază 8 grade, iar cerul va fi mai mult noros și va ploua slab. Și miercuri valorile termice vor fi în limitele normale pentru această dată, cu o maximă de 8-9 grade. Vom avea și soare din când în când, iar spre seară ar putea să apară ceața. La munte acum. Se anunță o zi plăcută astăzi, cu cer variabil, dar la noapte se înnorează și local vor fi precipitații slabe, mixte, mai ales în Carpații Orientali și pe crestele meridionalilor. Cel mai cald o să fie astăzi, iată, la Păltiniș, vor fi în jur de 13 grade, în rest 8 grade la Sinaia și Stâna de Vale și 9 grade la Predeal. Cam atât deocamdată despre vreme, vă doresc să aveți o zi minunată și vă las în continuare cu Irina și cu Daniel. Mulțumim, Marina. Frumos, Marina. Dacă urmărești programele Prima TV, vei găsi cuvintele indicii. Înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro, în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Câștigătoarea zilei de vineri este Stella Neguț din București, iar câștigătoarea zilei de sâmbătă este Cristina Ivașcu, tot din București. Iar premiul de duminică merge la Gabriel Bora din județul Ilfov. Aici în focus la prima oră afli în fiecare dimineață cine este cel care a câștigat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Un român care se afla de doar 3 zile în Italia a avut deja probleme cu poliția. Ce a făcut românul? Aflăm imediat după publicitate. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Cursul Apple se vor axa pe inteligența artificială și învățarea mecanică. Apple va înființa un campus în Carolina de Nord, unde va găzdui până la 3.000 de angajați. Majoritatea locurilor de muncă axându-se pe învățarea automată, inteligența artificială, ingineria software și alte domenii tehnologice. Spotify a lansat subscripțiile pentru podcasturi. Platforma audio online Spotify a lansat un test de podcasturi cu conținut plătit fără deducerea comisionului în primii 2 ani în comparație cu Apple. Încă în test, formula este rezervată momentan pentru 12 creatori de podcast. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore.
Protest în această dimineață la societatea de transport din Galați. Șoferii și vatmanii au refuzat să iasă pe traseu pentru că nu și-au primit sporurile salariale promise de conducere. Deținutul periculos care a evadat joi din curtea poliției județene Dolj a fost găsit ieri pe un câmp. Cei patru agenți care ar fi trebuit să-l păzească sunt acum cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înlesnire a evadării. Un jandarm din Alba s-a sinucis folosind arma din dotare. Bărbatul era în timpul serviciului, iar colegii spun că nu părea că ar avea probleme. Parchetul militar a deschis o anchetă în acest caz. Și un bărbat de 33 de ani, care trebuia să fie în carantină în județul Olt, a fost găsit de jandar la o pensiune din Arad. A fost dat de gol de o prostituată pe care a refuzat să o plătească. În ciuda prognozelor, acest an s-a dovedit a fi unul bun pentru producătorii auto. Piața auto europeană a raportat un număr de peste 8 milioane de mașini vândute în primele 10 luni ale anului. Luci Popa, colegul nostru de la emisiunea Autocoloana de Direcție, ne spune ce constructor conduce în topul vânzărilor și pe ce loc al acestui clasament se află Dacia. Hei, bună dimineața și bine ați venit la Coloana de Direcție. Eu sunt Luci Popa, iar aici, la Focus la prima oră, încercăm eu, împreună cu colegul sau fără colegul Dan Scarlat, să analizăm cele mai importante știri auto ale săptămânii. Începem săptămâna cu ce mașini au cumpărat europenii, ce mașini au înmatriculat europenii în primele 10 luni ale anului 2021. Dacă vă vine să credeți, în Uniunea Europeană s-au vândut 8,2 milioane de mașini în primele 10 luni ale anului. Practic, s-au vândut undeva la 800 de mii de mașini pe lună. Asta în condițiile în care stocurile și producția nu sunt la cote înalte în cauza crizei de semiconductori, dar europenii au cumpărat. Automarket spune că în luna octombrie, de exemplu, s-au cumpărat 665.000 de autoturisme, cu 30% mai mult decât în 2020. În ceea ce privește perioada ianuarie-octombrie 2021, ei bine, înmatriculările au crescut cu doar 2,2%. Culmea. Adică în luna octombrie era nasol, dar în primele luni s-au vândut mai multe mașini. Care sunt producătorii care sunt pe primul loc? Volkswagen domină piața auto europeană cu 936.000 de exemplare vândute. Când ai Germania, ca cel mai mare producător european, dar și cel mai mare consumator european de mașini noi, e normal să ai un producător german pe primul loc. Un milion sau aproape un milion de autoturisme vândute în primele 10 luni ale anului, cu o creștere de 1,9% față de anul precedent. Pe locul 2 avem o surpriză, pentru că este Peugeot. Peugeot are o nouă linie de design, are niște autoturisme fresh din punct de vedere estetic, iar asta se vede. Mai ajută și faptul că avem Franța drept a doua piață din Europa, dar cu toate că această creștere nu a fost foarte mare, 0,3%, a urcat pe locul 2 din cauza scăderii locului 3, care este Renault. Renault a înmatriculat 523.863 de unități în primele 10 luni ale anului, o scădere de 14,8%. Și aici mi-mi este greu să găsesc motive. Gama de modele poate puțin îmbătrânită, acum au început să scoată modele noi și fresh electrice, sau migrarea clienților către alte branduri, în special cele coreene și cele japoneze, care, cu toate că nu apar, nu figurează aici în top 3, încep să câștige cotă de piață. Și uite că Renault a avut de suferit. Avem și noi marca noastră, Dacia, care se află pe locul 15. Însă, cu cele 309.740 de exemplare vândute, o creștere de 0,9%, observăm cât de strânsă este piața, adică 523.000 de unități pe locul 3, 309.000 pe locul 15. Asta înseamnă că piața este destul de eterogenă, iar clienții au început să diversifice modelele pe care le cumpără. Toyota, de exemplu, vinde bine pe hibride, noul Hyundai Tucson se vinde la fel, foarte bine. Tesla, iarăși, a venit pe piață strong. În luna septembrie, cea mai vândută mașină a fost Tesla Model 3. Așa că este bine că avem concurență și avem o piață destul de diversă. Pe alte piețe, de exemplu, nord-americană sau asiatică, nu avem
același mix. Dar uite că noi europenii ne descurcăm. Posibil să depășim, nu vom depăși, dar ne apropiem de 10 milioane de exemplare vândute în tot anul 2021. Încă mai cumpără lumea mașini. Și nu trebuie uitat faptul că o mare parte din aceste mașini se duc către flote, nu către clienții privați. Aceasta a fost știrea de astăzi. Ne revedem mâine aici la Focus la prima oră, la ora 9:30, cu noi știri din lumea auto. Și nu uitați, coloana de direcție revine în fiecare sâmbătă, începând cu orele 12. Cele mai importante știri economice le aflăm chiar acum de la colega noastră Adriana Nedelea. Bun găsit. Bună dimineața, bun găsit tuturor! E o zi importantă pe scena politică astăzi și o zi importantă pentru noi, că ar trebui să ne dumirim, domne, cum e cu guvernul. Avem, joi, avem, vom avea. Joi promit PNL și PSD că guvernul va fi investit. Au loc ședințe în această dimineață, separate, una la PNL, alta la PSD, pentru că apoi să meargă la Cotroceni. Au loc consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. E greu să cred că se va așeza în sfârșit situația asta. Noi așa sperăm. Așteptăm și declarația astăzi, probabil, nu? Așteptăm și declarație și încercăm să vedem dacă ceea ce scrie în programul de guvernare se va și întâmpla, se va ceea ce promit. Am aruncat un ochi, Cristian Păun, profesor universitar, profesor de economie, va fi la ora 10 fix, alături de noi, la Profit News, pentru că sunt promise foarte multe investiții anul viitor, de asemenea vedem că pensia minimă se majorează, alocațiile se majorează, ne interesează pentru că avem copii. Asta pare chestiuni care țin de zona socialistă, da, cumva. Nu salariul neapărat minim. Liberală. Okay. Salariul minim va crește și el. De asemenea, cât, ce și cât de mult a pierdut Partidul Național Liberal, asta vrem să aflăm prin această înțelegere, alianță, cât de mult a câștigat Partidul Social Democrat și până la urmă, cum o să trăim noi anul viitor? Aceasta este întrebarea. Ion Meioniță, senior editor Adevărul, ne lămurește despre evenimentele de pe scena politică. Cristian Păun va fi alături de noi. Vedem dacă ce scrie în programul de guvernare se poate întâmpla. Asta e de interes. Dacă se poate merge către creșterea tuturor alocațiilor, pensiilor, veniturilor în general. Da, pentru fără o scădere de undeva. Exact. Pentru că ne-am obișnuit cu promisiunile, pandemia este încă aici, nu s-a terminat. Degeaba pare să atragă atenția oamenii de afaceri, antreprenorii, că nu e ok. BNR-ul vrea să crească din nou dobânda cheie în curând cu 0,5%. Deci lucrurile nu stau bine, dar promisiunile sunt foarte mari și foarte multe. De urmărit Profit News, de la 10. Profit News, ora 10. Vă așteptăm. Mulțumim tare. Un român aflat de numai 3 zile în Italia a furat un taxi parcat în fața aeroportului din Genoa. El voia să ajungă în orașul Milano. Datorită sistemului GPS montat pe autoturism, bărbatul a fost ușor de găsit. Fugarul a fost oprit de două echipaje de poliție, însă a reușit să intre într-un șantier de pe autostradă și să se facă nevăzut. Abia pe seară oamenii legii au reușit să oprească mașina furată și să-l aresteze pe român. Protest violent ieri la Bruxelles. Aproape 40.000 de oameni au participat la un marș față de noile restricții impuse săptămâna trecută. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a potoli protestatarii violenți. În Belgia, purtarea măștilor de protecție a devenit obligatorie în spațiile închise, iar angajații trebuie să lucreze de acasă. Incident violent în statul american Wisconsin. Șoferul unei mașini de teren a intrat cu viteză în mulțimea care participa la o paradă de Crăciun. Poliția a confirmat că deja 5 oameni au murit și peste 40 de persoane au fost rănite. More than 20 individuals. Some of the individuals were children and there were some fatalities as a result of this incident. We do have a person of interest in custody at the moment, but this is still a very fluid investigation. Printre persoanele rănite se află și copiii. Poliția susține că deja a identificat suspectul și că ancheta este în plină desfășurare. Aceasta a fost ultima oră de Focus la prima oră. Rămâi alături de Prima TV și începe săptămâna informat. Livia Graur îți aduce știrile după amiezii la Focus 14. Iar de la ora 15, ia-ți porția de distracție de la Ioana, Giulia și Gabriela. Nu sta pe gânduri și hai cu fetele. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la prima oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720-111-199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Ne revedem mâine dimineață la ora 7. La revedere! Toate bune!